I can't believe you let me down. But a proof in the way it hurts. Santo Siri Arimes! For months on end I had my doubts. Sei frumoasă. Denying every tea. I wish this would be over now. But I know that I still need you here. Găsit, mă cheamă Andrei Petruș. Andrei Petruș, de unde ești? Ești din Vălenii, Șomcutei, județul Maramureș. Ar fi păcat să nu te auzim vorbind pentru că graiul tău e unic. Vai, deci nu știu cum să încep, dar așa eu emoționat și mă dor picioarele și mi-e foame. Dar stai jos. Și m-aș pune jos dacă îmi permiți. Te rog, te rog. Hai, stai jos, stai liniștit. Oricum, dacă s-a întors și Horia cu Teo... Atât m-am tot învârtit în spate și m-am rotit ca un titirez. A fost extraordinar de frumos cum ai cântat. N-a fost perfect. Dar tu știi asta, doar că la tine și faptul că n-a fost perfect, tot a fost îndeajuns, înțelegi? Adică n-a fost nevoie de exces. Ai o voce extraordinară, ești un băiat frumos, vocea ta este și comercială. Și cred că locul tău e nu doar aici la Vocea României, cred că vocea asta merită o șansă și pentru o carieră de vârf în România, ca artist. De mult nu m-am auzit pe cineva care să cânte Sam Smith așa de bine. Și Sam Smith e foarte greu de cântat. Și de-aia am apăsat din start pentru că am auzit niște inflexiuni care m-au dus cu gândul la faptul că în etapele următoare o să te descurci foarte bine, cu piese grele. Deci eu am văzut în viitor. Eu, la tine, eu ascultându-te, m-am gândit în viitor. Și văd pentru tine un parcurs stabil în Vocea României, așa cum este și vocea ta, sau cel puțin cum a fost astăzi, pentru că astăzi a fost foarte bine. Ia uite, au venit băieții în vizită. Sunt curios întotdeauna cum se vede de aici. Salut, Tudor. Ați venit la o bere rece? Bună. Au venit la o bere rece. Salut. E interesant aici. Da, eu sunt foarte entuziasmată și eu când sunt entuziasmată, fac chestii așa, poate mă și bâlbâi pe aici, pe acolo. Ești îndrăgostită de vocea lui. Da, da. Aia, a fost superb. Sunt niște comentarii sincere. Bineînțeles că te vrem în echipa mea. Să cânți, să cânți. Te vrem în echipa mea, asta e nouă, bravo, bravo. Să cânți în echipa mea. Ești un tip care zâmbește, ești un tip exact așa cum a zis Teo și prima dată a zis Teo chestia asta, ești de un comercialism acut bun pentru zilele noastre. Tu ești omul care în scurt timp își va face o trupă, ai trupă? Facem! Facem. Ai fost vreodată la Sala Palatului? Nu. Vrei să fii? Ah, da, dacă uite, dacă vrei să te duci să cânți fiecare an la sală. Și nici asta nu este un... Da, nu e asta o garanție. Nu e o promisiune. Nu e o promisiune de care se va ține. Andrei, trebuie să alegi dintre echipa noastră, a lui Teo și a mea, și echipa frumoasei noastre colege, sensibile și misterioasei noastre colege... Irina. Tu ești cu minte, nu? Uite, tu ești cu minte, eu sunt așa mai nebună. Împreună eu sunt foarte cu minte, uite, acum aveți cu minte, dar... Mai îmi fuge omărul și mie câteodată. Parcă mă citește pe mine. Ai fuge omărul. Parcă mă citește pe mine. Fuge. Păi vino încoace să lăsăm să fugă. Nu vrei să ne scurtezi... Chinu și să alegi ceva?
voi merge mai departe în echipa formată din... Teo și Horia. Vezi, bă, cum vin. Hai pe Teo prima. Bravo. Era nou, era nou. Bravo, mă. Facem masajul de pregătire. N-ai mâncat și eu sunt pe fasting. Astăzi ne-am mâncat. Dacă te duci acum... Am niște lapte, dacă... Mi-a părut foarte rău că Andrei n-a venit la mine. Avea timbru deosebit și era foarte stăpân pe vocea lui. Yes!